Permiteți-mi să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură, față de care vă provoc să stăm cu atenție și cu luarea minte. Și cred din toată inima că și în această seară, din cuvântul sfânt al Evangheliei, Dumnezeu are puterea să ne vorbească, să ne învețe, să ne rădăcineze mai tare în Hristos. Luca, capitolul 24, voi citi începând cu versetul 1 până la versetul 8. Un cuvânt al Domnului din care voi extrage o idee. Dacă veți asculta cu luarea minte, cel mai probabil din citirea mea vă veți da seama de firul predicii. Luca, în capitolul 24, începând cu versetul 1, Biblia spune așa. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte de ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, după momentele de cântare înălțătoare, preț de câteva minute vom sta în jurul Evangheliei, și apoi vom mai cânta împreună spre gloria lui Dumnezeu. Dar vrem să stăm în jurul Evangheliei și în această seară și trebuie să vă spun încă de la început. N-am să vă spun lucruri noi pe care nu le-ați mai auzit, dar sunt nespus de bucuros să vă readuc aminte câteva aspecte extrem de importante pentru viața oricărui creștin. Pentru viața oricărui om care vrea să aibă parte de învierea lui Hristos. Pentru că în învierea lui Hristos și noi avem parte de înviere, e adevărat că e din ce în ce în tot mai pierdut aspectul ăsta, e din ce în ce în tot mai puțin crezut în vremea în care noi trăim. Dar rămâne realitatea Bibliei de necontestat. Fie că unul le place, fie că alții cred sau nu cred, că sfinții vor învia, că acel moment glorios când mormintele se vor deschide, că trupurile nesupuse putrezirii se vor ridica din morminte pentru a-L întâmpina pe Cel care este Domnul vieții, o, realitatea asta rămâne în picioare. Au încercat mulți de-a lungul anilor să năbușe realitatea asta și adevărul ăsta. Și din păcate pe alocuri au reușit. Și ar spune cineva, nu-i chiar adevărat, frate Alin, că a reușit, că uite, România e creștină, cântăm Hristos a înviat din morți, ne salutăm cu frumosul salut, Hristos a înviat. Oh, dacă ar sta lucrurile doar la atât, pentru că omul trebuie să dovedească o astfel de credință în învierea lui Hristos printr-o viață trăită cu foarte, foarte, foarte multă atenție. Ascultați-mă! La Golgota, Hristos a dovedit prietenie pentru om. Pentru că Biblia spune că nu există o dragoste mai mare ca și aceea când cineva își dă viața pentru prietenii săi. A dovedit o prietenie inegalabilă, o prietenie extraordinară și a dat viața pentru noi oamenii, pentru muritorii de rând, dar pentru creația Lui, pentru cei care am fost creați de mâna măiastra unui Dumnezeu puternic.
Dar mai apoi, în momentele în care acolo la Golgota părea că totul e pierdut, că totul e ruinat, când diavolul preț de câteva momente a jubilat, că a reușit să distrugă prietenia dintre om și Dumnezeu, că de fapt prietenia s-a încheiat acolo, că toate momentele frumoase, că toată purtarea de grijă a lui Iisus Hristos, că toate intervențiile lui Iisus Hristos, că toate vindecările lui Iisus Hristos, toate au apus, că totul s-a spulberat. Că a reușit să-l învingă pe Fiul lui Dumnezeu. Când oamenii treceau pe acolo pe drum, pe lângă Golgota, dădeau din cap dezaprobatorii, unii care nu mai știau alții ce să mai creadă, ce să mai înțeleagă, când parcă totul era întunecat și spulberat, când parcă toate cohortele străine și demonice jubilau în momentele alea, când spuneau parcă cu tot ce erau și cu tot ceea ce aveau s-a sfârșit și totul s-a pierdut. A fost totul până aici doar ceva frumos, dar care s-a terminat într-un mod tragic. Oh, în momentele acelea, de neînțeles pentru unii, Hristos își dovedea prietenia. A murit pentru om, arătând o dragoste extraordinară, formidabilă, puternică în toate ungherele ei. O dragoste atât de excepțională, o dragoste atât de mare, iubindu-l pe om și-a dat viața la Golgota, strigând parcă Fiul lui Dumnezeu, îi vreau pe oameni aproape, vreau să le dovedesc prietenia și apoi vreau să aibă parte de beneficiile unei prietenii atât de profunde cu Fiul lui Dumnezeu, cu Regele Universului. Părea acolo că totul s-a pierdut, că totul s-a spulberat. Dar Iisus Hristos a înviat pentru ca prietenia omului cu Dumnezeu să continue. A înviat Fiul lui Dumnezeu așa cum a promis, pentru ca prietenia omului cu cel atotputernic, ascultați-mă bine, să continue. Să-și manifeste Dumnezeu prietenia față de om, să-și manifeste dragostea față de om, iubirea față de om și omul să-L creadă în cele mai dificile momente ale vieții, să-L creadă că Iisus Hristos a rămas același. O, ce mare har! Să-L crezi pe Dumnezeu că a rămas același. Păi dacă L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, ce măreț moment! Credeți dumneavoastră că în vremea asta în care noi trăim, El, Marele Suveran, oare nu mai vrea să-și dovedească prietenia față de om printr-o purtare de grijă atentă, printr-o implicare profundă, prin a arăta că deține puterea absolută? Ba da, știți de ce? Pentru că a rămas același. Numai marea problemă e că la un moment dat prietenia asta lui Dumnezeu cu omul undeva se strică și se șubrezește datorită faptului că omul oricum e într-o căutare. Omul caută. Uitați-vă la un om, luați-l și studiați-i viața și veți vedea că omul e într-o continuă căutare a ceva. E în continuă căutare la ceva, să facă ceva, să înfăptuiască ceva, să înțeleagă încă ceva în plus, să mai întreprindă ceva. Omul e într-o continuă căutare, sufletul e într-o continuă căutare. E ca și ruterul ăla care întotdeauna caută semnal, care întotdeauna caută un semnal. Numai că prietenia între om și Dumnezeu la un moment dat rămâne șubredă și nu poate să-și arate beneficiile mărețe datorită faptului că omul îl caută pe Dumnezeu unde nu trebuie. Toți cei care suntem aici avem câte o căutare, vrâne vrân, toți. Toți, dacă am fi întrebați, tu-l vrei pe Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu, toți spunem că da. Și se pune atunci întrebarea, de ce totuși n-avem beneficiile acelea mărețe a unei prietenii profunde despre care am să vă vorbesc imediat? Pentru că noi îl căutăm pe Dumnezeu, îl dorim pe Dumnezeu, spunem noi. Și una din problemele majore e că omul îl caută pe Dumnezeu exact unde nu trebuie. Uitați-le pe aceste femei care s-au dus la mormânt și am spune noi, mă, s-au dus, m-am întrebat acolo pe bancă, sunt mai devreme, mă, dacă nu s-ar fi dus, ar fi fost oare o dovadă a credinței?
Bă, nu ne ducem la mormânt, că n-are rost să mergem. Că oricum el e viu, oricum el nu mai este acolo. Ar fi fost oare o dovadă a credinței? Poate că da, băi, ori crezut că Iisus Hristos e viu, au zis, n-are rost să-l mai căutăm între cei morți. Oh, dar a lăsat Domnul și momentul acesta să ne mai dea nouă lecție. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, oamenii îl caută pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, divinitatea, pentru că au nevoie de acea prietenie specială, dar din păcate, de multe ori, oamenii îl caută unde nu trebuie. Oh, au venit cei doi îngeri, trimiși acolo de Dumnezeu, la gura mormântului, să le spună acestor femei un lucru care a rămas și o întrebare și peste veacuri și în generația noastră. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Pentru că Iisus Hristos nu trebuie căutat în lucrurile moarte. Pentru că Iisus Hristos nu trebuie căutat în lucrurile care îl spulberă pe Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos nu trebuie căutat în lucrurile care nu aduc viața. Pentru că Iisus Hristos e viața gloriei Lui. Și întotdeauna trebuie căutat în lucrurile care dau viața. Oamenii vor prietenia cu Dumnezeu. Marea problemă că îl caută unde nu trebuie de cele mai multe ori. Îl caută în tot felul de obiceiuri personale și spune ei, asta îl va impresiona pe Dumnezeu și se prea poate să nu. Îl caută pe Dumnezeu în tot felul de ideologii, de concepte ale vremurilor noastre, pentru că e o dorință lăuntrică. Dumnezeu a pus în fiecare suflet gândul veșniciei și vrând gândul veșniciei te împinge într-o căutare a Divinului. Doar că omul îl caută pe Dumnezeu în lucrurile care nu aduc viața. În momentul în care cineva îl caută pe Hristos, în lucrurile care aduc viața, va avea parte de acele beneficii formidabile a unei prietenii extraordinare. Știți ce spunea Domnul Ioan 11:25? Eu sunt învierea și viața, Hristos. Trebuie căutat în lucrurile care dau viața. Pentru că, dragii mei, s-ar pune o întrebare în seara asta, dumneavoastră, noi care avem nevoie de prietenia lui Hristos, de prietenia Hristosului cel înviat, care n-a putut să fie ținut de moarte, care n-a putut să fie ținut de o piatră grea de vreo 2 tone, care n-a putut să fie ținut de roman, de sigiliu roman, de cărturar, de farisei, de saduchei, care a călcat peste tot și toate, ca să dovedească că El rămâne Stăpânul Suprem. Avem atât de mare nevoie de prietenia cu acest Iisus Hristos. Și diavolul, din păcate, îi păcălește pe oameni și în generația asta să-L caute pe Hristos unde nu trebuie. O, diavolul, nu-i speriat că tu-L cauți pe Dumnezeu, îi speriat când încep să-L cauți unde trebuie, nu-i speriat că te bagi în obiceiurile tale, nu-i speriat că tu ai stilul tău care poate n-are nicio treabă cu Biblia și cu Dumnezeu, îi speriat în momentul în care îl vede pe om că începe să calce pe urmele pașilor lui Hristos, să-L caute pe Dumnezeu printr-o trăire sfântă, curată, să-L caute pe Dumnezeu în Biblie. Oh, dragii mei, generația asta noastră are atât de mare nevoie de apropiere de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Omul care îl caută pe Hristos în Scriptură și în principiile Bibliei va putea să-L găsească pe Hristosul cel înviat, care odată ce a înviat a adus atât de multe beneficii. Pentru că tragedia vremurilor e că mulți îl caută, dar îl caută unde nu trebuie. S-ar pune o întrebare în această seară. Tu unde îl cauți pe Hristos? Pentru că în momentul în care îl căutăm pe Hristos, doar în lucrurile care ne plac nouă, ne convin nouă, se prea poate să nu-L găsim pe Hristosul cel adevărat. Ascultam un preot zilele trecute care a zis un lucru excepțional. O zi, știți ce-i superb la Dumnezeu? Că de cele mai multe ori nu-ți dă dreptate. Și vine la tine și nu spune, oh, tu ești cel mai de treabă, tu ești extraordinar, băi, bine, formidabil, nu. Și vine Dumnezeu și spune, auzi, tu trebuie să fii mai bun, trebuie să fii mai sfânt, trebuie să fii mai pocăit, trebuie să fii mai aproape de cer. Când îl cauți la un moment dat pe Hristos, doar lângă cei care întotdeauna îți dau dreptate și te cocoloșesc, tu ești cel mai bun, ca tine nu-i nimeni. Când îl cauți în principiile doar care ție îți plac și doar ție îți fac bine, că te pun într-o anume lumină, ca tu, ca om, să te simți bine,
Acolo se prea poate, dragii mei, să nu fie găsit Hristosul cel adevărat. Îngerii ăștia le întrebau pe femei un lucru care atât de tare m-a impresionat. De ce îl căutați pe cel înviat între cei morți? De ce îl caută oamenii pe Hristos în ideologiile vremurilor care sunt foarte stricate? De ce? De ce îl caută oamenii pe Hristos în modernismul vremurilor care s-au îndepărtat de adevărata realitate a lui Dumnezeu? De ce îl caută oamenii pe Hristos în lucrurile care deseori îl pun pe Dumnezeu undeva deoparte și vin la un moment dat oamenii și spun nu e atât de implicat Dumnezeu, nu e atât de interesat de tine, nu e atât de interesat de viața ta, nu e atât de interesat de ce faci tu, nu e atât de interesat de vorbele tale, de atitudinile tale, de trăirea ta, de momentele tale de singurătate. De ce îl caută oamenii pe Dumnezeu doar în spectrul ăsta în care îl scot pe Dumnezeu afară? O, biserică e frata, pentru că noi îl vrem pe Iisus Hristos cel înviat. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu în locurile unde El este pus în centru de fiecare dată. Să-L căutăm pe Hristos în locurile unde El este punctul central. Hristos e totul și noi suntem gata să dovedim asta prin viețile noastre. Dacă te vei uita în Scriptură, de la o copertă până la cealaltă aici, punctul central e Dumnezeu și Iisus Hristos, Fiul Său. Ori de câte ori viața unui om e într-o căutare în jurul cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, acel om începe să găsească adevărata prietenie cu Hristos. Haideți să vă spun câteva beneficii extraordinare a prieteniei cu Hristos când omul îl caută acolo unde trebuie. E atât de vehiculat în vremea asta. Și mai ales în perioada de sărbătoare și mai ales în perioada asta învierii. Știți ce a spus Domnul, primele cuvinte pe care Domnul le-a rostit atunci când s-a întâlnit cu omul? Ascultați primul beneficiu al întâlnirii cu Hristosul cel adevărat pe care l-ai căutat acolo unde a trebuit. Bucurați-vă! Ar spune cineva, și ascultați-mă, vă rog să nu mă judecați, ar spune cineva, păi frate Alin, eu l-am găsit pe Hristos. Eu nu pot să-l contrazic pe un om până la proba contrarie. Și una din dovezile faptului că cineva l-a găsit pe Hristos e acea bucurie pe care nu o poate distruge nimeni. Se spunea mai devreme că Apostolul Pavel a fost impactat de învierea lui Iisus Hristos. Ce ziceți dumneavoastră în închisoare alături de Sila? A dovedit bărbatul ăsta lui Dumnezeu că a fost impactat de înviere prin bucuria arătată acolo? Nu vi se pare că generația noastră, noi care îi creștem pe copiii ăștia, am ajuns parcă să vorbim despre ceva ce nu mai trăim? Că la un moment dat bucuria asta nu poate egala nimic, nu ți-o poate lua nimeni niciodată. Nu contează conjunctura vremii. Când îl cauți pe Hristos unde trebuie și îl găsești pe Hristosul cel adevărat, bucuria divină însuflețește viața și la un moment dat viața se duce prin unghiere ciudate și la un moment dat viața se duce prin dedesubturi complicate. O, bucuria nu dispare că viața a luat-o într-un viraj la care nu te-ai așteptat. Bucuria rămâne, bucuria nu e condiționată de vremuri, bucuria nu e condiționată de starea materială, bucuria nu e condiționată de sănătatea sau de bolile din noi, bucuria nu e condiționată de banii din cont mai mult sau mai puțin, bucuria e condiționată de Iisus Hristos Domnul și când Domnul îl găsește pe Iisus Hristos cel înviat, o, bucuria se așează în acea viață. Și chiar dacă viața ajunge în momente grele și complicate, rămâne bucuria divină. Cum au putut oamenii ăștia? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Cum au putut oamenii ăștia cu mâinile în lanțuri și cu picioarele îmbătute să cânte? Cum? Pentru că bucuria, dragii mei, impacta viața lor. Pentru că l-au întâlnit pe Hristosul cel înviat. Bucuria asta se vede atunci când noi cântăm, sau nu se vede? Atunci când noi ne rugăm. Atunci când noi trecem prin diferite încercări. Atunci când trebuie să suferim pentru o vreme
poate pentru numele lui Dumnezeu, să poți să ai acea bucurie în interiorul vieții tale. Hristos e Cel care rămâne același. Dragii mei, generația noastră are nevoie de bucurie. Ascultați-mă, sunt prea mulți oameni încruntați. Prea mulți. Sunt prea mulți nervoși în trafic. Sunt prea mulți oameni disperați, agitați. Sunt prea mulți oameni cu care nu mai poți să stai de vorbă. Sunt prea mulți oameni care nu mai zâmbesc. Sunt prea mulți oameni care nu mai poți să dea o îmbrățișare caldă. Sunt prea mulți oameni care fac toate astea doar dintr-o pură inerție că trebuie. Dar care, dragii mei, deseori zmăcinați în interior. Pentru că îl caută pe Hristos. Și asta e, aici e delicatul momentului. Că nu poți să-l contrazici. Cum îl caută pe Hristos? O, dar îl caută unde nu trebuie. Pentru că atunci când îl cauți pe Hristos între cei vii și între lucrurile care dau viața și alea sunt acelea în care Hristos e mereu în centru, vine bucuria divină și extraordinară. M-am dus într-o biserică, m-am uitat azi dimineață la noi aici pe scări, stăteau frații, alții, hai să facem o poză, hai ne-am pozat, ne-am povestit. M-am urcat în mașină și mi-am adus aminte de momentul unei biserici în care păstorul era extrem de îndurerat și spunea, frate Alin, eu păstorez biserica asta de vreo 3-4 ani, îmi zicea. Dar o zice, în biserica de unde am venit, oamenii după slujbă mai stăteau cel puțin o jumătate de oră la povești. Ăștia ziceți, glonț. Nici bine n-am zis, amin, unii deja pleacă dinainte. Apropo, nu mai plecați până nu-i gata biserica. Am vrut să vă zic zilele trecute. Știți cât e de importanță? Începem cu toți, să finalizăm cu toți. La un moment dat și pleacă, bă, nici nu zici bine, amin. Unii deja au țâșnit. Și au zis, ce să le zic? Și zic, auzi, întrebați-i dacă mai au bucurie. Că întotdeauna când îți bucuros de câte un frate, de câte cineva aproape, bucuria asta se manifestă și prin dorința de a sta unii cu ceilalți. Prin faptul că povestim, că ne spunem durerile și bucuriile, că ne împărtășim viața unii altora. Dragii mei, generația noastră are atât de mare nevoie de bucuria care vine din Hristos. Știți ce a zis David? Știți după ce a plâns David cel mai tare? Dă-mi iarăși bucuria. O zis David, dă-mi iarăși bucuria, am pierdut-o, îs disperat, îs distrus, dă-mi iarăși bucuria, nu mai am bucurie. Păi da, David avea ce vrea el. Avea casă, masă, cei mai puternici cai, gărzi de corp, cel mai frumos palat, ce vrea el? Și cu toate astea David a zis, dă-mi iarăși bucurie. Nu mai am. S-a distrus bucuria în interiorul meu. O, Hristosul cel înviat aduce bucuria de plină. Și generația noastră are tare mare nevoie. Atunci când îl cauți pe Hristos unde trebuie, vine bucuria. Doi, ascultați-mă, când îl cauți pe Hristos unde trebuie, se evaporă teama. Un alt lucru pe care Domnul l-a exprimat a fost așa, pentru prietenii lui zice, nu vă temeți. Cea mai puternică armă a diavolului e teama și disperarea. Cea mai puternică armă. Cei mai mulți oameni cu care eu stau de vorbă în ultima perioadă, în discuțiile noastre, vrând nevrând ne ducem undeva și ajungem la punctul ăla de teamă, îi vezi că oftează și vin și spun, a, eu știu ce o mai fi. Dar nici eu nu știu ce o să mai fie. Nici David nu știu ce va fi în viața lui, dar știți ce a zis David? Când a recăpătat bucuria unui Dumnezeu puternic, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, ce a zis? Nu mă tem. Pentru că Dumnezeul cel puternic a evaporat teama și a pus în mine acea încredere extraordinară. Ascultați, atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți. Știți care-i dovada faptului că un om nu se teme? Că poate ar spune cineva, frate, eu nu mă tem, eu cred în Dumnezeu și mă țin tare de Dumnezeu. Deseori, astea au devenit doar slogane ca să ne autoconsolăm că totul va fi bine. Dar știți cum arată viața unui om care are încredere totală în Dumnezeu și nu se teme? Ascultați ce zice Biblia, duceți-vă și spuneți! Faptul că viața unui om propagă adevărata realitate a lui Dumnezeu, faptul că un om are puterea să vorbească despre Dumnezeu, să spună despre Dumnezeu, faptul că un om are puterea să spună, eu cred într-un Dumnezeu puternic, pe El îl iubesc, îl am, îl trăiesc și nu las niciodată, faptul că are puterea să spună,
bună e dovada faptului că nu este frică, pentru că Dumnezeu este cu el. Aici ne putem verifica, bă, ne e teamă sau nu ne e teamă? Că dacă oamenii, poate nici măcar la vecini nu le mai spun, bă, am un Dumnezeu mare, la prieteni, la cunoscuți, la cei cu care noi ne întâlnim, pentru că știți de ce? Ne e teamă de privirile lor, ne e teamă de etichetele lor, ne e teamă de cum ne vor privi la un moment dat. O, în momentul în care ai bucuria divină că l-ai găsit pe Hristosul cel înviat, în momentul în care teama dispare, că Dumnezeu nu pierde niciodată, în momentul în care se așează Hristos în inima unui om și rămâi plin de încredere, vei putea să mergi înainte cu atât de multă demnitate. Acum se tot vehiculează că e tare multă vorbăraie, ce o să se întâmple? E un an electoral mondial, s-au întâmplat alegeri în multe state, încă se mai au loc câteva alegeri. După aia, îmi spunea cineva zile trecute, după ce se așează totul, după ce se pun din nou conducătorii lumii, mai apoi începe adevărata forfotă. O să vezi, frate Alin, războaie mondiale, foamete, ciumă, nu pot să-l contrazic pe un om care zice asta, că nu cunosc viitorul. Dumnezeu e cel care cunoaște viitorul. Dar pot să-i spun ceea ce zicea Domnul Matei 28. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și asta rămâne în picioare. Hristosul cel înviat pentru ai săi, pentru prietenii lui, pentru cei care rămân strânși legați de Dumnezeul puternic, pe lângă faptul că le dă bucurie în încercare, în lipsuri, în momente grele. Le mai spune, nu vă temeți, eu sunt cu voi, cu casele voastre, cu pruncii voștri. Ne uităm la copiii ăștia deseori și ne gândim la viitorul lor. Dar ce o să mai fie peste 20 de ani? Dar cum o fi peste 30 de ani? M-am uitat aseară, stăteam cu Victoria noastră în brațe. Are o lună. Am zis, Doamne, cum o să arate viața când Victoria are 20 de ani? M-a luat cu cutremur și cu emoție. Dar mai apoi mi-am revenit repede că mi-am adus aminte că Iisus Hristos rămâne același. E Dumnezeul care rămâne stăpân peste toate. O, te-ar înfrica diavolul, bă, viitorul ți se distruge, pruncii, tu o să pleci din lumea asta, nu o să aibă cine să-i crească, ce o să fie de ei și de capul lor, tot o să se sfărâme. Nu, ascultați-mă, asta a vrut diavolul și la Golgota. A vrut acolo să distrugă totul, să sfărâme totul, să zică că nu va mai fi speranță, să bace în frică în oamenii lui Dumnezeu. Au stat și în prima fază au fost și cuprinși de frică, s-au închis, au înferecat ușile. O, da, a venit el, marele stăpân, Domnul păcii, și a venit să le spună în nenumărate contexte, nu vă temeți. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că ăsta e un al doilea beneficiu extrem de important, pe lângă bucurie, e că vine Dumnezeu cu pacea lui și spune, nu te teme. Trei. Un al treilea beneficiu extraordinar e următorul, ascultați. Vă citesc, Matei 28:7. Și duceți-vă repede, despuneți ucenicilor că am înviat dintre morți, iată că El merge înaintea voastră. Știți care e un alt beneficiu a faptului că îl întâlnești pe Hristosul cel înviat? Nu există un antemergător mai puternic decât Iisus Hristos. Nu există. Noi ca și părinți facem bine pe jumătate dacă facem doar cât vă spun eu. Luăm copiii și spunem așa. Ce vrei să te faci tu când crești mare? Păi vreau să mă fac doctor. Nu, fii atent aici. Trebuie să pui mâna pe carte și să înveți. Asta va fi cartea ta de vizită. Te va ajuta. Momentele astea în care tu înveți, stai închis în cameră și nu mai faci nimic altceva, va fi un antemergător pentru viitorul tău. E bine, dar doar pe jumătate. Pentru că cel mai puternic antemergător, cel mai bun deschizător de uși, cel mai bun deschizător de viitor, e Iisus Hristos Domnul. Dacă nu merge Hristos înaintea noastră, câte lucruri se vor spulbera. Când omul caută pe Iisus Hristos acolo unde trebuie și îl găsește, vine Domnul cu bucurie, vine Domnul cu pace și vine Domnul și spune, eu voi fi antemergătorul tău, voi fi mereu înaintea ta în fiecare zi. Dragii mei, spune un psalm al Sfintelor Scripturi de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună Israel acum. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră,
în atâtea contexte de n-ar fi mers Domnul înaintea noastră? De n-ar fi fost Domnul, de n-ar fi mers Domnul înaintea noastră? De n-ar fi fost Domnul să pună protecția Lui? De n-ar fi fost Domnul să pună garda Lui de îngeri? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră? Când îl găsești pe Iisus Hristos cel înviat și îl cauți unde trebuie și îl găsești, bucuria, pacea se instalează și apoi Hristos spune, uite, eu merg înaintea ta. Vă pun o întrebare. Vreți ca Dumnezeu să meargă de fiecare dată înaintea noastră? Amin? Vreți ca Dumnezeu să meargă de fiecare dată înaintea copiilor dumneavoastră? Înțelegeți că pentru asta e imperios necesar ca toți să-L căutăm pe Hristos doar în locurile care dau viață. Și în ultimul rând, un al patrulea lucru pe care îl aduce această prietenie, pe lângă faptul că Iisus Hristos pune bucurie, pace și merge înaintea noastră, ascultați. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea și ascultați, acolo îl veți vedea. Iubită biserică, înainte să cântăm, vreau doar să vă spun atât. Nu e așa că noi avem atât de mare nevoie să-L mai vedem pe Hristos? Aveți nevoie să-L mai vedeți pe Dumnezeu? Să mai vedeți pe Dumnezeu atunci când boala se instalează? Când parcă stai și te gândești, bă, nu știu ce o să fie. Nici eu, nici mama, nici tata, nimeni din neamul nostru nu a avut boala asta, nu știu ce o să fie. Și vine Hristos cu bucuria Lui și îi spune, auzi, îți dai seama de momentele când vei putea să mărturisești public că Dumnezeul tău rămâne un medic suprem, că merge înaintea ta, că îl vei putea vedea, că rămâne un Dumnezeu puternic în orice context? O, glorie lui Dumnezeu pentru asta! V-am mai spus ce vă spun acum, dar prinde bine. Eram la un moment dat în satul bunicii mele. Tumoare la creier, era ceva tabu. Nici nu te gândeai, bă, tumoare la creier. Nici te gândeai că va scăpa cineva cu tumoare la creier. Pe vremea aveam eu vreo 7-8-9 anișori. În biserică, o soră avea tumoare la creier. O, câți nu au ajuns în mormânt datorită unui tumor la creier. Și la un moment dat, la finalul, pleca luni să o opereze pe sora asta. Duminică dimineața au venit la biserică. Au venit la biserică de la ora 9 la ora 10 la timpul de rugăciune și apoi urmau să se urce în mașină și să plece. La un moment dat, la finalul orei de rugăciune, au pus-o pe bunica mea să mulțumească Domnului. Nu o să uit niciodată rugăciunea aia. Toți eram atât de impactați de tumoare la creier. Tumoare la creier. Toți deja ne gândeam la moarte, la cum va fi, ne vom gândea la mormântarea aia fastoasă, o femeie destul de tânără, cu mulți copii acasă. La vreo 40 și ceva de ani, bă, era greu pentru o biserică foarte unită, foarte închegată, care nu mai trecuse printr-o astfel de tragedie, nici nu știau cum să reacționeze. Le vedeam pe surori cu bunica mea cum povesteau, ce-o fi, Doamne, nu îngăduie, erau impactați toți la finalul acelei ore de rugăciune. O pus-o pe bunica să se roage. Urmau mai apoi să plece spre Cluj, familia asta, ca luni să fie operat. La finalul rugăciunii ei am auzit-o pe bunica când a zis, Doamne Iisuse, noi îți mulțumim pentru dimineața asta și pentru faptul că ne-a ascultat rugăciunile, dar eu te mai rog ceva, du-te înaintea lor și așteaptă-i la spitalul din Cluj, că acolo e nevoie ca tu să mai fii văzut. Uitați-vă ori de câte ori în Biblie, în orice context al Bibliei, unde Hristos a mers înainte și unde Hristos a putut fi văzut în toată splendoarea Lui, s-a scris o istorie formidabilă. În casa lui Zacheu a putut fi văzut Hristos ca și mântuitor. Pe străzile din Ierihon a putut să fie văzut Hristos ca și vindecător. O, la Betesda a putut să fie văzut Hristos ca cel care se apropie de cei care n-au pe nimeni.
Nu e așa că generația noastră mai are nevoie să-L vadă pe Iisus Hristos? Cei care îl găsesc pe Iisus Hristos cel înviat, căutându-L unde trebuie, îl vor vedea. Eu, dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu, vom avea rugăciunea asta: Doamne, vrem să Te vedem! O, cât de grele momentele alea în care puterile omului s-au spulberat și rămâne doar puterea divină. Și spui: Doamne, vreau să Te mai văd pe Tine. Și vine acea bucurie extraordinară, acea pace, că Iisus merge înaintea ta și îl vei putea vedea încă o dată, că El nu pierde controlul. Știți cine a biruit moartea? Iisus Hristos, Domnul. Îi putem cânta un aleluia lui Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că Cel care ne umple inimile de pace, Cel care ne umple inimile de bucurie, Cel care vrea să meargă înaintea noastră, Cel care vrea să mai fie văzut, e marele prieten al omului, Iisus Hristos, Domnul. Dar rămâne o întrebare: de ce Îl căutați pe Cel viu între cei morți? Dar în seara asta, dragii mei, noi vrem să-I spunem lui Dumnezeu: Doamne, noi de astăzi vrem să Te căutăm doar în locurile care dau viață, doar în anturajele care dau viață, doar în prieteniile care dau viață, doar între oamenii care aduc viață din viața lui Hristos. O, de câte ori spulberă diavolul prietenia dintre Dumnezeu și om, pentru că omul îl caută în anturaje greșite și omul spune: bă, nu-i nicio problemă. Ba, este o foarte mare problemă, că nu poți să unești nelegiuirea cu sfințenia lui Dumnezeu niciodată. Amestecul ăsta nu se va face. Cine-i sfânt, să se sfințească. Și când îl găsești pe Hristosul cel înviat, o, bucuria, pacea, El va fi Cel care va merge înainte și îl vom vedea, va aduce atât de multă speranță și încredere față de acest Dumnezeu care nu se schimbă. Iisus Hristos a biruit moartea. Îi putem spune un aleluia lui Dumnezeu. A călcat pe boldul morții. Diavolul s-a bucurat pentru scurtă bucată de vreme. Măreața zi a învierii lui Hristos rămâne eternă și o speranță și pentru învierea noastră. Amin.